La nivelul municipiului Giurgiu au fost evaluate emisiile eliberate din surse fixe și mobile de pe teritoriul județului, în contextul în care Agenția pentru Protecția Mediului monitorizează în mod continuu calitatea aerului. În județul Giurgiu funcționează 4 stații de monitorizare a calității aerului, integrate în Sistemul Național de Monitorizare. Acestea au fost amplasate în cadrul programului Extinderea Rețelei de Monitorizare a Calității Aerului. Stațiile automate de monitorizare au fost localizate în 4 locuri, astfel Giurgiu 1 este stația de trafic amplasată pe șoseaua București, la intrarea municipiului Giurgiu, locația respectivă fiind considerată oportună din punct de vedere al fluenței traficului. Aici se poate spune că au fost înregistrate rare depășiri la pulberi, datorate în mod special încălzirii rezidențiale și a traficului. De asemenea, mai este vorba despre stația de fond urban Giurgiu 2, amplasată în parcul elevilor adiacent străzii Transilvania, situată într-o zonă neexpusă direct traficului și industriei locale. De asemenea, Giurgiu 3 este stație industrială amplasată în curtea stației Meteo Giurgiu, șoseaua Sloboziei, aflată într-o zonă industrială care include și centrala termoelectrică a municipiului Giurgiu. Și ultima stație în cadrul acestui program național este stația de tip rural de nivel subregional, care este amplasată în statul Braniștea, comuna Oinacu, situată la distanță de toate sursele de poluare majore. Agenția pentru Protecția Mediului monitorizează în mod continuu calitatea aerului, urmărind în permanență concentrațiile indicatorilor și supraveghează periodic emisiile din atmosferă la nivelul județului. Toate aceste stații monitorizează în mod expres dioxidul de sulf, oxizii de azot, ozon, monoxid de carbon și, nu în ultimul rând, pulberi. Ceea ce se poate spune ca o concluzie a ceea ce am prezentat anterior, Giurgiu nu este un oraș poluat din niciun punct de vedere, chiar dacă au fost rare depășiri la pulberi în mod special și aceasta într-o anumită perioadă a anului. Următorul raport anual al Agenției pentru Protecția Mediului privind starea factorilor de mediu în municipiu și județul Giurgiu va fi întocmit și dat publicității la începutul anului 2015.